laici, îndurerată familie, întristați creștini. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar de va muri, viu va fi. Iată cuvântul Domnului. Noi suntem veșnici. Noi nu murim niciodată. Cel care se împărtășește cu Hristos Domnul are viață în El. Așa ne spune Mântuitorul în Evanghelia Ioan, în capitolul 6. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Aceasta e marea mângâiere și îmbărbătare pentru noi la momentul despărțirii sufletului de trup. Cu adevărat, despărțirea este dureroasă. Și apostolii s-au întristat când li s-a vorbit despre despărțirea sufletului de trup, despre adormire, așa cum folosim noi această, ca să definim această stare. Și Mântuitorul le-a vorbit cu blândețe spunând: bobul de grâu, dacă nu va putrezi în pământ, nu va aduce rod. Iar Apostolul Pavel spune că se seamănă cele stricăcioase și apoi se adună cele nestricăcioase. Deci rânduit este omului să moară, iar după moarte urmează judecat. Ne îndeamnă Mântuitorul și ne spune: pe mă iubiți, păziți poruncile mele. Porunca cea mai mare este iubirea. Cea adormită într-un Domnul, Daniela, a învățat de mic copil ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu și iubirea semenilor. Prin viața și activitatea pe care a desfășurat-o, a urmat cuvântul Mântuitorul care zice așa: milă voiesc, iar nu jertfă. Iar Mântuitorul de predica de pe munte spune că fericiți sunt cei milostivi, că aceia vor fi miluiți. Iar Apostolul Petru, prima epistolă, în capitolul 4, spune așa: iubirea acoperă mulțime de păcate. În Epistola Iacob se spune că trupul fără suflet, după cum trupul fără suflet este mort, așa și credința fără fapte bune, moartă este. Candela pe care a avut-o mereu aprinsă în timpul popasului pământesc a fost credința de a asculta pe Dumnezeu și de a-i urma învățătura, povețile. Și de aceea știa din Sfânta Scriptură ce înseamnă porunca cea mai mare. Pe de o parte, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată ființa ta, iar pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Și de aceea a cultivat această trăire și manifestare și în familie, și în societate. Pentru că lumina lui Hristos, care lumina drumul vieții, o ducea spre această bucurie de a fi de folos semenilor. Totul este trecător, orice am fi noi. Dar ca să nu cădem în desnădejde, Mântuitorul, cât a vestit Evanghelia în lume, a săvârșit învieri din morți, ca să ne argumenteze, să ne întărească în credință că omul este veșnic, că moartea nu înseamnă încetarea existenței, ci înseamnă, cum spune un mare învățat francez, că mormântul este o ușă care se deschide spre o altă viață.